Avem pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, o surpriză deosebită. Este dintr-un domeniu care trebuie să vină în sprijinul nostru, pentru că ați observat, dragi prieteni, foarte mulți medici, asistenți au plecat în străinătate. Pe baza acestui lucru vreau să vă spun că există un proiect extraordinar în județul Bacău. E vorba de școala sanitară post-liceală Ana Aslan. Și vorbim aici nu doar de un singur punct de lucru, să-i spunem așa, Uneștiu, ci și Comănești și Bacău. O avem în față aici lângă noi și îi mulțumim pentru că ne-a acordat un pic de timp, pentru că dumneavoastră sunteți o persoană extrem de aglomerată, aveți în spatele dumneavoastră un proiect uriaș și ne întrebăm de unde atâta energie. Vorbim cu managerul acestui proiect, Lăcrămioara Mocanu. Sărumâinile, bine ați venit la televiziunea Exclusiv TV și vă rog să ne dați în primul rând câteva detalii despre începutul acestui proiect extraordinar. În începutul acestui proiect s-a implementat la noi încă din 2007, de când am deschis Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău. Am gândit această strategie astfel încât acum 3 ani am pus bazele proiectului și am început cu pași mici, într-un ritm alert. Școala sanitară post-liceală cu 3 specializări, asistent medical generalist, asistent medical farmacist, asistent medical balneo-fizio-kinetoterapie. Trebuie să facem precizarea că dumneavoastră sunteți și profesor universitar. Profesor universitar, predau la universitate atât în Iași cât și în Bacău, doctor în psihologie, mă îndrept foarte mult și spre domeniul psihocriminologie și psihologia judiciară. Este visul meu și fiind absolventă de psihologie și facultate de drept. Să vorbim un pic pe rând despre fiecare din cele 3 școli sanitare post-liceale. Cum ați găsit Oneștiu? Pentru că Oneștiu ne este un pic mai apropiat, reporterul fiind din Onești. Cum l-ați descoperit ca oameni, ca organizare? Cum ați reușit să atrageți atât de mulți cursanți? Nu am făcut eforturi prea mari în atragerea cursanților, ci am venit cu un învățământ academic. Colegul meu, vicepreședintele Asociației Medicu Rebeleanu Codrin, a fost timp de un an de zile medic în cadrul Spitalului Onești, iar la cabinet veneau foarte mulți cursanți în practică de la o școală similară ca și noi și ne-am dat seama că noi am putea să facem acest lucru mult mai profund. Și plecând de la foarte multă practică, că eu cred că aici ar trebui să se canalizeze fiecare școală și fiecare cursant, cadrul didactic ar trebui să implementeze în mintea elevului practică, o practică prin joc, astfel încât cursantul să îndrăgească această meserie. La Comănești am văzut că ați fost întâmpinată chiar de către domnul primar. O gazdă foarte bună, aveți o promisiune din partea Consiliului Local a Primăriei din Comănești de sprijin în ceea ce privește activitatea dumneavoastră. Comănești e un oraș frumos, cu aer curat, un oraș cu multe speranțe și cu mulți, de fapt, foarte, foarte mulți doritori de a urma această școală sanitară post-liceală. Da, așa este. Acum 2 ani de zile am avut surpriza plăcută ca la Bacău să avem peste 50 de elevi. Acești cursanți veneau din Comănești, iar domnul primar Miron Viorel m-a contactat, a luat legătura cu personalul nostru, cu mine personal și a spus: îmi doresc foarte tare, am văzut ce faceți, vă sunt alături, vă susținem în domeniul educațional și vrem să mi-aduceți cursanții acasă. Așa s-a creat Școala Sanitară Post-Liceală Comănești. Am făcut un adevărat maraton, trebuie să le spunem telespectatorilor. Am început astăzi la ora 10 la Onești, după aceea la ora 13 am fost
tot pentru deschiderea anului școlar, anului de studiu, cum îi spunem? Școlar. Școlar, da, la Comănești și la ora 15:30 deja se cânta imnul României, aici de o tânără pe care o veți vedea, dragi prieteni, imnul României și apoi la final Oda Bucuriei. Într-adevăr, o bucurie extraordinară să ne găsim și aici la Bacău, pe scena Ateneului din oraș, un loc unde se pare că vă poartă noroc și că atmosfera a fost extraordinară din partea tuturor. Este o atmosferă de început foarte, foarte bună și promițătoare. De altfel, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că eu spuneam așa că sunteți tineri ca și televiziunea noastră. Dumneavoastră aveți ani buni de activitate în acest segment de lucru. Sigur, am găsit înțelegere la Ateneu Bacău și anume la Consiliul Județean Bacău, care ne susține în proiectul nostru, astfel încât în cei 3 ani, la toate activitățile pe care noi le derulăm, unul din momente se derulează în cadrul acestui frumos lăcaș, și anume Filarmonica Mihail Jora Bacău. Am găsit înțelegerea conducerii de aici, am găsit înțelegerea Consiliului Județean Bacău și ceea ce este cel mai important este că ei sprijină acest proiect educațional. Am observat în prezentarea dumneavoastră că țineți foarte mult la calitatea pregătirii, la seriozitatea și ați apelat chiar și la cei care vă ajută aici în municipiul Bacău să-i primească pe elevii dumneavoastră să facă o practică și o pregătire la standarde europene, pentru că acest lucru, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult că insistați, chiar dacă la un moment dat ar putea spune unei că sunteți extrem de riguroasă, totuși cred că acest lucru este definitoriu în tot ceea ce ați făcut până acum și veți face în continuare. Da, aveți dreptate, avem parteneriate cu întregul sistem din domeniul, ne sunt alături, avem persoane acreditate să facă acest lucruri, o echipă extraordinară, tineri, toți tineri și nu numai, oamenii cu o anumită vârstă și care cred în proiectul nostru, atât din Spitalul Județean, din Spitalul TBC, Direcția de Asistență Socială Protecția Copilului și nu în ultimul rând Inspectoratul Școlar Bacău și regret ne-a spus fiindcă au fost astăzi alături de noi și nu am știut. Deci dumnealor au fost în sală, ne-au trimis reprezentanți și pentru care... Aveți acum ocazia prin intermediul televiziunii noastre să le transmiteți. Mulțumesc, doamna inspector general Teodora Șotcan, mulțumesc doamnei inspector care se ocupă de învățământul privat, dumnealor ne sunt alături în toate proiectele noastre educaționale și nu în ultimul rând în cadrul conferinței internaționale la care ne-a acordat GIR și ne-au susținut. Sunteți plină de energie, aveți proiecte foarte, foarte serioase. Un asemenea proiect este foarte greu și pentru un bărbat, e adevărat. În lumea femeilor probabil că este și mai greu, dar iată că dumneavoastră ați reușit să coordonați acest proiect și aș vrea să vă întreb dacă aveți o echipă care vă sprijină în tot ceea ce faceți. Da, am o echipă frumoasă, o echipă tânără, o echipă pe care eu am crescut-o din 2007 până acum și sunt mulțumită de rezultatele pe care le avem până acum, dar cred că putem mai mult și vom lucra la asta. Ca de obicei, reporterul întotdeauna prezintă și pune la final o întrebare, oare ce mai urmează, ce planuri mai aveți în continuare? Schimb de experiență cu străinătatea, conferințe atât în țară cât și în străinătate. O să spun, schimb de experiență ca și cursanți. Noi vrem să mergem în luna octombrie cu ei la Chișinău și Bălți. Deja invitația ne-a fost trimisă. Vom analiza în cadrul Consiliului de Administrație cine vor fi cursanții care ne vor însoți și cadrele didactice care vor merge. Partenerii din străinătate au fost și ei la rândul lor alături de noi la evenimentele care s-au petrecut de-a lungul anului școlar. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Desigur, aspectul calitativ se vede că va crește de la an la an.
Ce să vă spun, multă putere de muncă și ne bucurăm foarte mult că ne-ați primit pe noi Televiziunea Exclusiv aici în familia dumneavoastră, în această mare familie, și ne dorim să luăm cât mai multe aspecte în anul care urmează, să prezentăm chiar și din interiorul cursurilor, a pregătirilor, modul cum lucrează profesorii, medicii, directorii cu elevii, și eu zic așa, să ținem cât mai aproape de dumneavoastră, că prin ceea ce faceți veți ajuta sistemul sanitar din România să completeze acele locuri libere pentru a acoperi, să spunem, plecarea celor care, sigur, s-au dus spre locuri mai bune în străinătate. Ce sfat le dați cursanților dumneavoastră după ce vor termina această școală sanitară post-liceală? În primul rând vreau să vă răspund la întrebarea: fiți alături de noi și veți învăța alături de noi lucruri extraordinare. Și la întrebarea a doua o să vă spun că eu încurajez ca elevii noștri să rămână în țară, dar nu numai, le sunt alături și sprijinim și la a pleca în străinătate, măcar pentru o perioadă, fiindcă aceste schimburi de experiență, dincolo de partea financiară, pe noi ne-ar ajuta ca țară. Eu chiar cred în asta. Vă mulțumim foarte mult, încă o dată, mult succes în continuare. Mulțumim frumos și la orice eveniment vă rugăm să ne fiți alături. Mulțumim! Cu mare drag, dragi telespectatori, acesta a fost interviul de la Bacău, și nu uitați, dragi prieteni, cu cât sprijinim aceste proiecte, cu atât viața noastră va fi mai sănătoasă, mai frumoasă. Pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu, la revedere!